Ei, și bine ai venit la al doilea episod după canalul ăsta. Bun, o să jucăm Free Fire, jocul ăsta care este foarte interesant. Și nu o să stau să explic cât de interesant e, că e foarte interesant jocul ăsta. O să jucăm rank. S-a băgat mai nou caracterul ăsta, este foarte interesant, este un hacker care hackuiește, mă cheamă Mako. Dacă nu-mi place numele bine, care dacă tragi în player te informează în locație, informează unde este, în ce locație este. Dacă el e după o casă și tu îl împuști, el fuge după casă, tu o să-ți apare ceva deasupra capului lui și o să-l vezi. Eu mă gândeam să apară corpul lui în ceva, în roșu, aură, ceva, în fine. Chestiile astea am și eu tot ce aici. Interesant. Chiar. Nu o să infinite, dar. A, da, dați-mi cereri de prietenii la contul ăsta. Abia aștept să mă duc cu voi. Ce să zic, în fine. Și să-mi ziceți dacă vreți să jucăm cu gagicuța asta în continuare sau cu un băiat. Da, voi. Et, pentru un like vă dau un trandafir. Fiecare like ajută a... Deci mă ajută pe mine și o să vă dau câte un trandafir, ok? Bun. Să vă abonați cu clopoțel pentru că este foarte important. Ea. Și dacă vreți să rămâneți pe canalul meu, să continuați să uitați. Da, și a fost 11 vizionări la primul clip și 2 like-uri, ceea ce mi-a plăcut. Și cred că vreo 3 abonați, da, din câte mai țin minte, acum nu știu. Vă mulțumesc mult celor care s-au uitat, ok? Hai să începem meciul. Foarte interesant, o să începem meciul. Sper să nu fie lag pentru că se întâmplă să ai lag pe meciurile astea. Da. Oh, da, și pisicoța am avut-o și pe asta. Pe un cont mai mare, dar nu mai am contul. Din păcate. Bun. Hai să vedem cât de lăguit e jocul. Meciul ăsta, da. Jocul nu. Meciul. Bun, haide, intra și mâine, domnule. Trebuie să intri. A, bă, tot e lag. Uite, asta e o formă de lag acolo. Playeri peste tot. E bine că nu mai sunt boți. M-am saturat să mă joc cu boți, frate. Deci, câte 10 e 11 kill. 10, ce 10? 20 de kill-uri, maxim. Dar bine că am crescut. Joc cu Playeri reali. Player foarte real, ok? Dar chiar o să mai facem episoade, nu știu, cu voi, chiar dacă vreți, să jucăm și să ne aruncăm pe Factory sau habar n-am. Și filmăm, nu știu. Hai să ne aruncăm pic, hai la pic, de ce nu? Unde e acțiune și măciul lui Dumnezeu, da. Pă, este ok, nu e atât de mult lag. Să sperăm să meargă, ok, ne rugăm la... aterizata aia acolo, nu-mi place. Da. Ne aruncăm aici, lutăm, să văd. Mi s-a întâmplat de multe ori că mă aruncăm pe aici, n-am loot deloc. Să mă moare ăștia. Ce ziceam? Fără loot. Uite, o bombiță din asta. Care poți să o setezi. Da, și costumul ăsta din eventul cu porcul de pământ, ceva din la Japonia, habar n-am de unde asta, nu m-am informat. Ok, cred că îi presupun că din China. Vreau asta. Bun, nici o armă, dacă murim, mai jucăm aici. Ah, este lag, este foarte mult lag, nu-mi place lagul. Așa sar geamul ăsta. Tot nu e nimic pe aici, Doamne, Hristoase, de ce așa se seacă partea asta? Fără nimic. Player,
Ah, ghiozdan de 3, doamne, dă-mi și mie o armă. Da bine, mă, că vrei să mă împu... A, mă doare ficatul. Da. A fost buguri și... Și a fost lag. Da. Unde dracu? Că ăștia au găsit arme imediat, deci nici n-au mai stat pe... Uite ce pro gamer, adevărat, i-am un like. Da. Hai, mă... Mai jucăm un meci chiar la... Tot la pe tine mă arunc, deci nu mă las până că știi. Nu că știi pic. Deci la pic. Trebuie să mă arunc la pic, pentru că picul e interesant. Da, mă, și dacă vrei muzică de fundal ceva. Ah. Muzică de fundal. Am ținut asta fără să... O, ofertă nouă de vreun milion, aproape 2 milioane. Cine dracu ar da atâția bani? Elite Pass. Pentru ce mi-ai dat... Stai o secundă, să te înțeleg. Deci îmi dă Elite Pass-ul și cu... No. Nu fac așa ceva, nope. Bă, și dacă vreți un video de prezent, mă prezent. Uite că văd ce spun eu acolo. Cred că mai jucăm un match. Dar acum cu băiatul. Cu gigelul ăsta, cum naiba îl chema. Nu o să-i spun numele că îl tocesc. Babuinu să-l cheme de acum. Babuinu. Este un babuin. Da. Bun. Hai să jucăm tot de la rank. Nu mă las. A, face gălăgie. De ce face gălăgie? Oh my god, de ce trebuie? Face caracterul gălăgie. Adică acum înțeleg ce-a pus developerul ăsta. Să-l iei cu un diamant, pentru că este un caracter. Bă, cred că o să joc cu el să-l maxez. Părea o idee. Dacă vrei să-l maxez, nu știu, alegeți de acum. Ăsta o să fie un video care o să alegeți voi. Deci o să alegeți babuinul sau Gagiu, sau Gagica. S-au dat bani și-a luat coafura aia. Iată, asta-i părerea mea despre coafura ta. Frate, și caracterele astea că te sunt pușcate. Mai ales pe tele, deci... Nu mai reproduc, ok, gata. Deci este incredibil. Jucul ăsta e atât de pervers, deci sunt unele haine care stau pe un fir de ață și poți să-i vezi, ok? O să și mai arăt de haine. Sunt unii care chiar nu joacă jocul ăsta și chiar vrea să vadă ceva content cu el. Poate îi place, poate... Nu știu. O să fac o serie cu jocul ăsta. Și cu Star o să fac, dacă știi joculețul. Trebuia să mă arunc. Ok. O să mă arunc eu primul la casa aia, pentru că da, am văzut că... aleu, că sunt aici, doamne... Tot nu mă las dacă mor a doua oară. O să mă arunc aici. Bă! Aia e casa mea, ok? Deci vă duce... Ce dracu, mă? E cu jocul ăsta, serios? Am trecut alea, că deci am avut record pentru câteva secunde. Ia că trebuie să le iau, ok? Deci e măcelul Dumnezeu, deja a început măcelul. Deja am văzut playeri. Vrea să-mi puști pe acolo, e tăcut. Ia schimba arma asta, ține-o pe asta în mână, că e problematică faza. Arunca asta. Și aia, da. Ia să vedem, care este șmecher pe aici. Mă, băieți, să vă aștept aici sus. Vă aștept. Că sunt pe aici, trebuie să vin la casa asta. S-au bătut acolo și au fost un măcel și apără buguri. Cu măcelul lor. Unde s-au bătut? L-am văzut. Ia, stai să văd dacă pot să fac ceva. Da, fuge până mi-am ridicat eu. Să
stau așa pentru că poate să vin unul de acolo să mă împuște cât stau pe cu vizorul pe casa mea. Idee genială. N-am armură, deci nu sunt pare. Frate, dacă eram puțin rănit, făceam un bug să nu mă aud. A apărut, a, ba, 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 a, 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 m-am panicat, m-am panicat, ok, a, ba, ba, are costumul ăla foarte șmecher. A, 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 ok, ok, îl mumăr, îl mumăr. N-a fost mă cel aici, nu? A fost niciun măcel, domnule, pe, pe cum, nu, no, n-am omorât pe cineva, nu, n-a fost măcel. Să stau cu Kim 4 în zona aia, mamă, dar am lag. În general, cred că jocul ăsta are lag, în fine, să am eu echipamentul propriu și cred că asta e. Să mă uit eu frumos pe scări, pentru că am mai nimerit bombe, nu-mi place bombele. Am murit pentru că n-am fost conștient să mă uit acolo. Puteam să câștig lejer, să mor 2-3 playeri. Ah, ba, ba. Ok, lutai tu liniștit acolo. N-am vrut să te omor, doar așa să știi. Dar m-am panicat. Ah, anulează, nu, no, nu, no, nu, no, nu trebuie să se vadă aia. Chestia aia trebuie să o rezolv, ok? Nu mai am memorie. Sper să-mi oprească videoclipul. Ah, dacă mă opește, o să fac curat. Da, avem aici o bombă foarte utilă, ce să zic. Credeam că casa asta e lutată, dar văd că e sunt chestii chiar ok. Nu? Dați-mă și voi un like acolo, domnilor retardați. Care vă uitați la mine. Eu zic de ăștia din meci, ok? Voi nu sunteți retardați, voi sunteți șmecheri. Dacă vă uitați voi acolo, atunci sunteți și voi șmecheri. Frate, dau de arabi în fiecare meci. Pe jocul ăsta. Deci dacă joc, deci nu-mi fac eu un squad și vreau eu să-mi fac un squad așa. Să mi-l dea automat. Da. Mă dă cu toți arabii, toți japonezii, toți arabii, iar toți ungurii, toți rușii chiar, mi-a dat și cu rușii. Interesant. Complicată faza aici, nu prea am loc eu. Bă, hai să urcăm sus. Da. Aia, apără o bogor, trebuie să-mi puș cu oameni, eu te unul acolo. A, s-a băgat după capac, a fugit, a fugit. Nu prea am după ce să mă bag, ca să nu mă nimerească. Da. A, da. De ce tragi tu în mine? Care-i scopul tragerii tale în mine? Vreau shotgun-ul ăla mic. Shotgun-ul mic. Iotel. Vreau să mă campeze. Să se uite când ies eu cu vizorul să le nimeresc. Gata, bă, băiatule, te liniști și eu. Bă, cum ai ajuns să te liniștesc chiar eu? Iau arma asta. Ai ajuns să te liniștesc eu. Ia să arunc tu astea. Iau medkit-ul. Și poți să iau și asta, ok. Să ne rugăm la Domnul Iisus Hristos. Să vedem dacă găsim vreun găzdan de trepici. Asta e lutată. Scar, da. Pot să fac bug-ul, ok. Vreau asta. Și vreau să arunc o chestie de asta, să-mi dai și metrilele. Okay. Ia să vedem dacă găsim un ghiozdan de 3. Ar fi ceva să bage ghiozdan de 4 pe jocul ăsta. Un ghiozdan de 4 ar fi foarte interesant. Da. Sper să nu se facă 20 de minute din video ăsta. Să iasă un nimic.
Ah, Danger, am fost omorât de Danger. Mai bine stau în casă. Nu risc. Stau în casă, lejer, pe lângă un perete, să nu stau pe lângă geamul, ca să dai pe acolo. Pentru că de ce n-ar da, chiar. Ia să fac eu bagul să mai... Hai mă, nu te mai auzi. Frate, la... trebuie să nu țin armă, mă, ok? Apare nu merge, am făcut chestia asta pe Gagico și a mers. Ce văd că nu funcționează. Nu merge absolut deloc. Habar n-am, sau nu mai știu eu să o fac, dar nu cred. Nu cred. Ar trebui să merg chestia asta. Dădeai chestia aia de foarte multe ori și nu ți se mai auzea pașii. Și nici adversarul. Cred că m-am oprit eu, dar trebuie să alerg într-una. Frate, parcă avem o bombă de aia de pământ. O bombă, o mină de aia, care o să tai. Ok, am ieșit cu 3 kill-uri. Păi sunt mulțumit, o să crezi în... Ai, o mașină care a venit. Aude împușcături. Bă, da, câte dropuri mai dai pe aici, frate, că deja mă enervezi. Și într-una, mă. Adangelo a picat în alte părți. Vine și zona la care suntem în ea, desigur, pentru că suntem buchii. M-aș urca pe casă. Ai, iote. Uite băieții acolo care trebuie liniștiți. S-au răzgândit, ok. S-a dat jos. Și într-o casă acolo. I-am dat 7 de minute, okay. Mai e unul pe aici, pentru că e mașina acolo și nu era înainte. S-a spus mașina asta random pe aici. A, vrea să mă țintească, pe să nu-mi dai cap băiatul. Ăsta cred că e cel mai incitant match. Punte pe burtă, că a apărut probleme. Mamă, cum își dă ăsta. Bă, da, tu nu cazi. Deci, ce dracu. A, credeam că mi s-a oprit filmarea, ok. Mă doare ficatul, bă! Doamne Iisuse Hristoase, ce e aici? Aruncă-te în groapă. Am omorât pe unul. Wow! Ok, deci a fost un măcel. E un măcel în casă și în afară. Cred că știe că sunt aici. Dă unul fix, vrea să dai unul fix în mine, dar nu știu de unde. Vine încoace. Să vedem. Ficatul, mă doare ficatul. Nu pot să cred, i-am dat vreo 3 shoturi de shotgun. Și uite cu câtă viață a rămas pentru că a avut armură de 3. Tu te uiți, mă? Credibil. Deci, meciul ăsta a fost de 20 de minute.
Bă, și chiar mi-a plăcut. El... Cine zice experiență cu 30? Ok. Mai multă experiență cu 50%. Bun, și cam ăsta ar fi videoclipul. Stai să vedem ce ne-am mai dat aici, trebuie să ne mai dea ceva. Și o să încerc să aduc ce, să adun ceva pe aici, nu știu, loot-uri din astea. Cred că loot-uri se numesc. Dacă vă dă meniu și ei. Da, loot. Am trecut level 9. A, mi-a dat un star, ok, mulțumesc. Oh, puteam să câștig ceva mai bun. Hai să luăm asta. Bun, și cam ăsta ar fi videoclipul. Stai să schimb caracterul ăsta ca să pot să vorbesc și eu, pentru că... A, pot să upgradez caracterul ăsta. Hai să o facem pe...